taina Sfântului Botez este taina prin care omul devine ostaș al lui Hristos. Așa cum atunci când plecăm într-o țară străină, ne ducem și depunem actele pentru a primi un pașaport, pe baza căruia noi putem după aia să mergem într-o țară străină, la fel astăzi, prunca Emilia, împreună cu dumneavoastră, cu noi toți, am depus actele pentru ca Emilia să primească pașaportul și mai mult decât atât cetățenia de cetățean al Împărăției Cerului. Deci e mare această taină care s-a săvârșit astăzi, iar noi ne-am bucurat împreună de acest lucru. De obicei, la un botez vorbesc despre datoria nașilor pe care o au pentru copil, și anume nașii să înțeleagă că a boteza un copil nu e doar o modalitate de a ne înrudi, nu e doar o modalitate de a petrece timp frumos împreună, ci este responsabilitate. Pentru că noi spunem și mărturisim în numele copilului că el va păstra neclintită dreapta credință. De aceea, ca naști, trebuie să fim alături de creșterea, alături în procesul de creștere duhovnicească, nu neapărat trupească, fizică, a pruncei ce astăzi, așa cum am spus, a devenit cetățean al Împărăției Cerurilor. Iar această purtare de grijă se face, desigur, printr-un dialog, prin comunicare, prin rugăciune, prin pomenirea ei la Sfânta Liturghie, de acum pomenicul nostru va apărea acolo și numele ei, a fiecăruia, așa, apoi când ea va crește mai mare cu siguranță și ea va face același lucru trecând în pomenic numele nașilor care au mărturisit pentru ea și în numele ei. Și cred că cea mai frumoasă modalitate de a păstra legătura este aducerea ei la Sfântul Potir, la Sfânta Mărturisire. Aceea eu de fiecare dată îndemn pe naș, ori de câte ori au ocazia, să vină, să ia prunca pe cea botezată și să o aducă înaintea altarului la comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfântul Potir. Asta cred că este cel mai important și, așa cum spuneam, trebuie să avem grijă de acum încolo de creșterea ei duhovnicească și să-și păstreze dreaptă credință. Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate, putere părinților, nașilor și tuturor celor prezenți la această sfântă slujbă și, desigur, multă bucurie! Dragă Emilia, eu fac acum un exercițiu destul de complicat pentru că îmi imaginez că tu deja ai împlinit 18 ani.
filmarea asta e din 20 iulie 2021, în ziua botezului tău. Eu sunt Nașa Iustina și sper că vârsta de 18 ani te găsește sănătoasă și optimistă și entuziasmată de pasiunile tale, pe care sper că ți le-ai descoperit. Îți doresc să crezi în visurile tale și să lupți pentru a ți le îndeplini. Noi suntem alături de tine cu toate gândurile noastre bune, cu rugăciuni către Dumnezeu, ca lucrurile în calea ta să se așeze frumos. Și ca un gând așa de final, aș spune că într-o lume în care poți fi orice, să alegi întotdeauna să fii bună. Nașii te îmbrățișează și te iubesc! Draga mea Emilia, mă bucur că cel de sus a rânduit ca eu să fiu nașă, să dea bunul Dumnezeu, să fie într-un ceas bun, să fiu un părinte spiritual așa cum trebuie să fiu sau chiar mai mult și îmi doresc ca tu să îți asculți inima, să-ți urmezi visele, să ai încredere în tine și nu uita că orice se poate dacă îți dorești cu adevărat. Noi suntem prizonierii propriilor noastre soluții și limitele sunt doar în capul nostru. Să fii curajoasă, să fii optimistă și să ai încredere în Dumnezeu și sunt convinsă că o să reușești. Te pup și te iubesc! Stimați invitați, formația Top Bucovina vă spune bine ați venit la acest frumos eveniment din viața micuței noastre sărbătorite, Emilia. Bineînțeles că ne dorim din suflet să dăm drumul petrecerii, așa că vă rugăm să vă alăturați nouă aici, pe ringul de dans, bineînțeles, rugăm părinții să înceapă dansul acestei frumoase petreceri. Sau cine a vrut să facă primul pas, încă de la început am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. M-ai lăsat să conduc fără să știm de următorul pas. 1, 2, 3, stâng, drept, stâng, am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. Și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când n-aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră genială. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce mi-a compania. Bună, Emilia! O să fii mărișoară când o să vezi filmarea asta. Îmi pare foarte bine și sunt onorată să fiu pe lângă mătușa ta și nana ta și sper să putem avea o legătură de-a lungul anilor aceștia mult, mult mai strânsă decât ar fi mătușă și nepoată, deoarece calitatea de nașă pe care mi-ai oferit-o cred că este mult, mult mai importantă. Îți doresc tot binele de lume și să fii fericită și sper să fiu acolo în spatele tău în toți acești ani, până o să ai nevoie de mine. Trandafir și busul eu, măi, tararara, ai dat soamini buni la joc, măi, tararara, tararara, tararara. Cine nu știa juca, măi, tararara, era, era. Vin cu
așa învața mai dra 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 pasele dana toșor din învața este ai joc adevărat mai dra 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 am un joc și eu după bagal meu și nu-mi pare tare greu mai dra 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 ui cine ești o strâng am turmă da să dei drumul la gură să ne facă voi bună mă Peti mândri și ficiori măi tararara parcă și câmpul cu flori măi tararara joacă vorată-ți la rând măi tararara Vasile gana, toșor din învățat este ai joc adevărat mai dra 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 am un joc și eu după bagele meu și nu-mi pare tare greu mai dra 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 dați-ne, Doamne, să o alungă să jucăm ca să ne ajungă că de mâine o și la muncă. Dragă Emilia, eu aș vrea să te văd când ai să pășești pragul școlii, să te văd așa cum vei primi de la părinții tăi frică lui Dumnezeu, să te văd în primul rând sănătoasă și în al doilea rând aș vrea de la Dumnezeu și singura rugăminte de la Dumnezeu grambul de noroc să te însoțească toată viața. Rest, să fii sănătoasă pe parcursul timpului până să ajungi și tu la școală, încerc eu pe cât posibil să te învăț pe lângă părinții tăi de manierele cele mai bune, de cele mai bune maniere în a păși în viață cu dreptul. Cum s-ar spune. Multă sănătate îți doresc și până atunci te pupă nașul. Mulți ani trăiască la mulți ani.